Bună seara, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră la o nouă ediție Q&A cu astrologa Ana Maria Ticea. În această seară am o surpriză pentru dumneavoastră, pentru toți cei de acasă și chiar vă invit să-mi adresați întrebări. Vreau să-mi scrieți data dumneavoastră de naștere. Vom avea un subiect foarte interesant, un subiect care ține de numerologie în această zi. Așadar, pe fiecare vă invit să-mi scrieți data nașterii. În această zi este foarte importantă data, cifra nașterii. Am o surpriză pentru dumneavoastră. Am invitat un specialist în numerologie astăzi pentru dumneavoastră pentru a vă răspunde la întrebări care țin de interesele dumneavoastră pe care le aveți în diferite domenii. Deci vom lua, dacă avem timp aleatoriu, și câteva date și vă vom răspunde așa prompt la anumite întrebări pe care ni le adresați, dar în același timp vom discuta despre cifra karmică care ne relevă în această viață o greșeală care am putut-o face în trecut și care poate pentru fiecare nu este atât de importantă, că nu știm ce greșeală am făcut în trecut, dar ea este relevată conform datei de naștere. Dați-mi voie să-l invit alături de mine pe invitatul meu de astăzi, domnul numerolog Adam Stavarache. Mă bucur să fiți alături de mine în această zi. Îmi pare bine să fiu și alături de tine în această zi. Este o bucurie că pot să împărtășesc cu oamenii, să zic așa, din cunoașterea mea, din acumularea mea în acest domeniu. Și haide să vorbim așa și să împărtășim cu oamenii, să zic, să facă să se cunoască pe ei, să se descopere. Asta într-adevăr, este. Foarte multă lume ne urmărește și vă mulțumesc tuturor foarte frumos. Sunt onorată să fiți alături de mine și astăzi. Să intrăm în subiect, fiindcă oamenii nu mai au răbdare, și să ne explicați ce înseamnă această cifră karmică. Bun. Înainte să începem cu cifra karmică, trebuie să înțelegem că toți venim într-o linie temporară. Ce înseamnă o linie, să zic așa, de timp? Practic, poate ați auzit de numărul 666. Ok? Bun, o să încep întâi pentru a înțelege dumneavoastră foarte bine, este că se face o matrice a zilei de naștere în care putem vedea, să zic, linia temporară a fiecărui om. Ce înseamnă asta? Practic, softul nostru, adică ziua nașterii, este un ecosistem. Adică există o matrice de bază care influențează, să zic, umanitatea, influențează tot codul vieții, atât al animalului, al omului, tot ceea ce există. Fie că noi suntem conștienți sau nu, să zic, suntem influențați de matricea zilei de naștere, să zic, sau de data zilei noastre de naștere. Bineînțeles, numele are o mare, mare importanță, pentru că și el influențează, să zic, destinul nostru, influențează, să zic, caracteristicile, caracterul, potențialul și însăși destinul nostru. Însă astăzi o să discutăm exact despre această matrice, adică 666, și cum identificăm practic linia karmică doar prin ziua nașterii. Vorbim astăzi doar de ziua nașterii, nu vom discuta despre, să zic, karma exactă, deoarece se face o matrice și acolo vedem exact, să zic, greșeala. Însă acum este, să zic așa, o mic, să zic, un mic potențial în care noi ne putem da seama. Bine? Da. Este foarte relevant pentru fiecare din noi să știm ziua în care v-ați născut. De ziua în care v-ați născut, pentru noi determină, foarte importantă, ne determină această cifră karmică și vom începe cu prima cifră, cifra 1. Bun. Înainte să intru, să intrăm cu cifra 1, trebuie să știm așa că există, să zic, eu folosesc o numerologie și cabala, ceea ce înseamnă că pornește de la cele 22 de nume ale lui Dumnezeu, și avem așa, o să începem așa, din 22, o să scădem, deci de exemplu 31 minus 22. Asta este metoda de calcul, 31 minus 22, de aici ne este un număr 9, da? Asta este numărul nașterii, deci practic toți copiii care s-au născut pe data de 31 și 9, aceasta este numărul lor karmic, ok? Dacă sunt născuți pe data de 30, numărul lor karmic este 8, da? Adică se scade din ziua nașterii, de exemplu, ce depășește 22, se scade și găsim o greșeală pe care sufletul are sau o lecție karmică pe care el o are de învățat în această viață. Am înțeles. Bun. Deci începem cu cifra 1. 1. Cu cei născuți pe 1 și cei născuți pe 23 au o lecție de învățat cu fratele sau sora lor.
Tot ce înseamnă, deci dacă sunt născuți pe 1 sau pe data de 23, e posibil, conform numerologiei, să aibă frați și surori. Dacă nu au, este foarte important să-și ajute, să zică femeile să ajute bărbații, iar bărbații viceversa femeile. Deci dacă nu au frați, surori. Dar în mare cazuistică, aceste suflete au, să zic, au frați și au venit să aibă o relație bună cu aceștia. În viața trecută, cea mai mare greșeală conform zilei de naștere este că nu au avut o relație bună cu fratele, sora, da? Dacă există, bineînțeles. Și din acest motiv le recomand să întărească legătura cu frații, cu surorile și să stea cât mai mult în public, să fie cât mai uniți cu cei din jurul lor. Deci, doamna Liliana, fiul dumneavoastră născut pe 10, cifra karmică 1, fiindcă nu adunăm 1 cu 0, 1? Este adevărat, da, 1, dar este diferit, 10 față de 1. Exact. Am înțeles. Ok, atunci trecem la cifra 2. Dar are legătură. Cifra 2. Persoanele care sunt născute pe data de 2 sau 24, da, deci interpretăm și în direcția aceasta, au venit în viața trecută, ei au greșit, au stricat foarte mult relațiile familiale, practic au creat, în numerologie le numim acestea intrigi, și au venit aici să-și ajute foarte mult mama. Practic, în viața aceasta, persoane născute pe 1 și pe 24 au o legătură energetică, karmică cu mama lor și le recomand ca aceste suflete născute pe data de 1 și pe data de 2 și pe 24 să aibă o legătură foarte bună cu mama lor, să o îngrijească și dacă se întâmplă să aibă relații, să zic, care îi afectează emoțional, le recomand să o ierte dacă simt că au greșit și așa mai departe. Să întărească legătura cu mama. Da. Cei care sunt născuți pe data de 3. Pe data de 3. Pe data de 3 sau cât este, 30 sau 25, au de învățat lecția aceasta de 30 minus, deci 20, da, corect. Așa, au de învățat lecția toți cei care sunt născuți pe 3. Femeile pe 3 este un pic diferit aici, în funcție de sex, în funcție de, de parte masculină, parte feminină. Femeile care s-au născut pe data de 3, în viața trecută, conform numerologiei la nivel karmic, acestea nu au vrut să aibă copii. Practic, vine legătură cu tot ce înseamnă copii și le recomand să facă copii. Cumva asta este data lor de naștere. Cifra 3 în numerologie și în tarot o asociăm cu împărăteasa, ceea ce înseamnă că ele au venit să procreeze, să dea naștere și cu cât fac mai mulți copii, cu cât îngrijesc mai mult de familie, le merg bine. Bărbații născuți pe 3 au venit să-și ajute mama și femeile la toate nivelurile. De aceea vedem foarte mult, să zic așa, persoanele acestea, bărbați născuți pe 3, care sunt adesea în rolul publice. De ce? Pentru că au venit să aibă o legătură foarte bună cu femeile, să le ajute emoțional. Bun. Mergem mai departe pentru cei născuți pe data de 4. Și 20 și... Deci, cât era? 4 și scad, ei și își descoperă, da? 4. Bărbații care s-au născut pe 4 au venit aici pentru a avea grijă de familia lor. În viața trecută, conform numerologiei, aceștia nu au avut, să zic, grijă de familia lor, n-au știut să fie responsabili și cumva au trăit din contul altora. În viața asta, să zic, le dă șansa să aibă joburi de conducere, să conducă diferite proiecte și sunt lideri. În schimb, pentru femei, trebuie să învețe să lucreze cu bărbații foarte bine, se schimbă ca la 3 și trebuie neapărat să aibă legătură bună cu tatăl lor. Pentru cei care sunt născuți pe data 5, o salut pe doamna Daniela Balaș. Doamna Daniela, fiți pe fază. 5. E născută pe data de 5. Femeile care sunt, sau aici tot așa se face diferență, dar o să discut direct. Femeile născute pe data de 5 sunt persoane care au venit în viața aceasta să aibă o legătură la fel karmică cu rudele ei, practic și cu tatăl ei, a venit să-și unească, să se înțeleagă bine cu rudele, cu familia, să construiască o familie și să o țină. Să respecte tradiția, familia și să caute să aibă o relație bună cu soțul ei. Cumva să învețe să colaboreze bine cu acesta. Pentru persoanele care sunt născute pe data care au cifra nașterii 6. Cei care au data de naștere 6, în viața trecută cea mai mare greșeală pe care aceștia
au făcut-o este că au fost, să spun așa, le putem numi, și-au înșelat în mod constant soțul, soția, n-au avut relații bune pe familie, în dragoste. În viața asta s-au născut pe data de 6, cifra iubirii, cifra în tarot a îndrăgostiților, cartea 6 de tarot, special ca să învețe ce? Să mențină o relație, să nu mai aleagă, să zic, o viață cu mai mulți, mai multe partenere, ci să se rezume la un singur partener. Asta este lecția celor născut pe 6, special ca să învețe această lecție. Cei care sunt născuți pe data de 7. Pe data de 7. Aceste persoane au ocupat în viața trecută, conform numerologiei acestei științe, 7-le reprezintă faetonul în tarot. Este o energie de mișcare, de lider. S-au născut să conducă, să fie publici și s-au născut să... Bărbații născuți pe 7 trebuie să ocupe rolul în stat, în putere, și au venit să nu mai fie războinici. Greșeala lor majoră din viața trecută este că au fost războinici. În viața asta au venit să conducă oameni, dar prin a nu face război, ci a uni oamenii. Iar femeile născute pe 7, același lucru, ocupă adesea joburi de putere în mare parte și trebuie să învețe să-și coboare energia într-o energie mai feminină. Cei care sunt născuți pe data de 8. Pe data de 8. Bun. Aceste persoane născute pe data de 8, în viața trecută nu au respectat legea cauzei și efectului, sau să o numim direct legea karmei. Practic, au primit dragoste, atenție, au primit, să zic, bani, da? Au primit multă atenție din partea celorlalți și n-au știut să ofere. În viața asta... Ei trebuie să învețe să ofere mai mult decât primesc și să aibă grijă la tot ce înseamnă documente, pentru că adesea le pot pierde. Cei care sunt născuți pe data de 9. 9, da. Cei născuți pe data de 9, în viața trecută și-au părăsit familia. Familia avea mare nevoie de ei și ei au ales practic să se ducă în izolare. De aceea adesea pot apărea probleme în familia lor, trebuie să învețe să-și facă o familie și să fie publici. Le recomand cât mai mult să nu stea izolați, pentru că au tendința, purtând energia nouă a arcanului Remitu, arată că aceștia au o conștiință foarte încărcată la nivel subconștient, cu diferite, să zic, cunoașteri din viața trecută, pe care în viața asta ei trebuie să le dea altor persoane, trebuie să-i ghideze pe alții. Sunt cei mai buni ghizi. Cei care sunt născuți pe data de 10. Bun. Aceștia pe 10, în primul rând, în viața trecută, sunt dintre toți, sunt cei mai răsfățați, pentru că, virgulă, karma lor este cea mai ușoară. Este mult mai, să zic, dacă sunt suflete și mai ales blânde, reușesc cu ușurință în viață, mai ales femeile. Dacă nu, le este greu pe dragoste, în mare parte, femeilor pe 10, de aceea le recomand să învețe să fie foarte blânde. Femeile născute pe data de 10, în viața trecută, sau și bărbați, au făcut, să zic așa, le numim greșeala lor majoră din viața trecută este că n-au știut să gestioneze foarte bine banii și s-au împrumutat foarte mult, să zic, la bănci, la cămătari, și în viața asta nu le recomand acestor persoane născute pe data de 10 să facă acest lucru. Continuăm cu cifra 11. Bun. Cifra 11. Persoane născute pe data de 11, în viața trecută au pus, să zic, multă presiune pe alte persoane. Practic, aceste persoane născute pe 11, în viața asta trăiesc foarte multă presiune pe ele. Ele trebuie să învețe să-și mențină obiectivul, chiar dacă adesea apar, să zic, întârzieri, chiar dacă apar situații. Sunt persoane care au venit în viața asta să își ajute mai mult familia. Cumva trăiesc foarte multă presiune pe umerii lor și sunt oameni care muncesc extrem de mult. Extrem de mult. Continuăm cu cei care sunt născuți pe data de 12. Cei născuți pe data de 12 sunt două variante aici, conform științei și așa. Reprezintă arcana 12, spânzuratul. Se numește energia unei noi viziuni. O numesc energia înțelepciunii. Persoanele care s-au născut pe data de 12 au foarte multă înțelepciune, sunt extrem de creativi. În viața trecută
au sacrificat oameni sau dacă nu au sacrificat oameni, au făcut victime alte persoane și în viața asta ei s-au născut pe data de 12, cad adesea în situații în care cad, să zic, victime, se simt oile negre. De asemenea, născute pe data de 12, în viața asta au venit, să zic așa, ca să ofere foarte mult, cumva să se sacrifice din dragoste, în iubire și trebuie să învețe să aibă grijă de familie, de oameni. Le recomand joburi în care participă la acțiuni caritabile, ca asistente medicale, de exemplu, foarte multe persoane am văzut născute pe data de 12 din cazuistica mea. Continuăm cu cei care sunt născuți pe data de 13. 13. 13 reprezintă arcana în tarot a morții, a energiei renașterii și arată că aceste persoane în viața trecută au omorât sau dacă nu au omorât, au făcut crimă. În viața asta ele trebuie să dea cât mai mult naștere, să ajute foarte mult, să aibă o relație foarte bună cu tatăl lor. În mare parte depinde de sex, se întâmplă să zic să nu fie tatăl lângă ei în copilărie. Le recomand acestor persoane pe 13 să caute să facă mulți copii, la fel ca persoane născute pe data de 3, să ajute foarte multă lume și să lucreze, să zic, cu mase mari de oameni. Sunt foarte, să zic, știu să transforme tot în jurul lor, pot fi arhitecți, oameni care transformă la toate nivelele. Cei care sunt născuți pe data de 14. Bun. Cei născuți pe data de 14 în viața trecută, aceștia au trăit, să zic așa, un fel de... au energia cumpătării, a echilibrului în tarot. Această energie spune că este energia care ține de transformare, care ține de echilibrare, de alchimizare. Practic, numărul 14 sau persoane născute pe data de 14 au venit aici să învețe să aibă relații bune cu familia lor, să o întărească și să învețe să dăruiască mai mult decât primesc. Același lucru ca a celor născuți pe data de 8. Cumva greșeala lor majoră a persoanei născute pe 14 este că au fost un pic mai zgârciți decât celelalte coduri. În viața trecută au fost destem de egoiști. În viața asta trebuie să ofere mai mult. Și în viața asta chiar oferă mai mult. Și sunt foarte blânde, sunt foarte creative, sunt oameni foarte buni la suflet în viața asta. De asta continuăm cu cei născuți pe cifra 15. 15. Reprezintă energia din tarot, energia diavolului, așa o numim, în tarot. Cel care ispitește, adesea aceste persoane ocupă joburi de conducere. În general, sunt multe persoane sunt născute pe 15 și sunt, să zic, în public. Stau foarte mult cu publicul sau dacă nu lucrează mass media ca idee, foarte multe persoane și chiar și pe 24, cum spuneam, pentru că asta la asta se pricepe cei mai bune sau se duc în fața publicului și să dea o informație. Greșeala majoră a persoanelor născute pe 15 este că în viața trecută au fost extrem de duri, extrem de duri și un pic selfiști, de fapt nu un pic, un pic de foarte multe go, extrem de multe go în care au ținut o altă persoană legată de ei. Continuăm cu cei care sunt născuți pe data de 16. Pe data de 16. În viața trecută, cea mai mare greșeală a celor născute pe 16 este că au dărâmat, să zic, bogăția altor persoane, au stricat bunele materiale și au fost extrem de materialiști. În viața asta au venit ca să trezească oamenii spirituali, să ghideze. Sunt oameni care trebuie să învețe despre lucrurile acestea. Sunt pe data de 16, au ca lecție karmică de a rămâne uniți cu partenerul, partenera. Continuăm cu cei care sunt născuți pe 17. Cei pe 17 poartă energia stelei, sunt persoane stelare, energia stelei. În viața trecută aceștia, cea mai mare greșeală, n-au știut să fie creativi și au furat munca altor persoane în viața trecută. Aceste persoane în viața aceasta trebuie să își găsească propriul lor talent. De aceea adesea le este greu să-și găsească, să zic, propriul lor talent, să-și găsească propria lor cale. Le recomand să facă ceva în mass media, să lucreze cu public larg, pentru că ei sunt extrem de... trebuie să învețe cumva să-și manifeste personalitatea. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care ne urmăresc, că sunteți într-un număr foarte mare și suntem onorați să vă avem alături de noi. Toată acest video se poate vedea în reluare la clipuri video, da, pe site-ul wowbiz.ro și continuăm pentru cei care sunt născuți pe data de 18. Da. Pe data de 18 știm povestea lui Vlad Țepeș, așa că îi numim țepari. Greșeala lor majoră din viața trecută este că au fost țepari, au dat cumva, au înșelat oamenii prin diferite forme sau și-au înșelat
partenerul partener în mod constant, fără ca acesta să știe și știți cum este conform legii karmei, ceea ce faci, adesea poți primi. Le recomand în viața aceasta să nu mai facă această greșeală. Să învețe să rămână într-o relație foarte, foarte stabilă. Sunt persoane extrem de materializează orice gând rapid, de aceea trebuie să învețe să nu aibă frică de nimic, să învețe să aibă curaj mult. Le recomand acestor persoane născute pe data de 18, mai ales dacă sunt femei, să facă copilași, le va ajuta foarte mult să-și depășească temerile. Continuăm cu cei care sunt născuți pe 19. Pe data de 19, aceștia sunt cămătarii din viața aceasta. Bine, din viața trecută, că în viața aceasta sunt cei mai sunt extrem de darnici. Sunt persoane solare, reprezintă arcana soarele în tarot. Este o energie care ține de, să zic așa, de solar, de a fi cât mai mult în... cum să vă explic? A fi cât mai mult în fața publicului. Aceste persoane în viața trecută au luat bani pe nedrept altor persoane. În viața asta trebuie să dea bani, să susțină familia, să aducă prosperitate la toate nivelurile în viața celorlalți. Asta este lecția lor karmică în viața aceasta. Continuăm cu cei născuți pe data de 20. În viața trecută, cei născuți pe 20 și-au judecat foarte mult rudele și și-au părăsit neamul. Cumva s-au dus într-un alt clan, într-un alt neam. În viața asta, aceștia născuți pe 20 pot avea probleme în vectorul familiei. Adesea există despărțiri, există, să zic, în mare parte, nu tot timpul, dar le recomand să-și facă o familie și să-și țină familia unită, persoanele născute pe data de 20. Continuăm cu cei născuți pe data de 21. Pe cei născuți pe data de 21, cea mai mare greșeală a lor este cei născuți pe data de 21, cea mai mare greșeală pe care au făcut-o este că au, să zic, și-au trădat patria, n-au participat, să zic, la susținerea patriei. Vedem și noi acum cum este un mic război, lumea fuge. E, cam așa sunt cei născuți pe 21. De aceea, adesea cei pe 21 lucrează mai bine cu în afara țării decât în propria lor țară. Le recomand să găsească cumva colaborări cu străinătatea, să aducă cât mai mult acest lucru și le va merge, să zic, mai bine în viață. Continuăm cu cei născuți pe 22. Cei născuți pe 22 și încheiem codul pentru că de aici am explicat cum se calculează și își văd greșeala. Cei născuți pe data de 22, în viața aceasta trebuie să facă copii, să susțină copii. În viața trecută, cea mai mare greșeală karmică a lor este că nu au făcut copii, nu au vrut să aibă grijă, au maltratat copiii, poate au fost părinți mai duri cu copiii lor. Și în viața asta le recomand să se implice în acțiuni caritabile cu copiii, să susțină copiii la toate nivelurile, să facă mai mulți copii, asta este foarte important și să învețe să fie liber de orice atașamente, să învețe să călătorească. Tendința lor este că adesea pot sta foarte mult pe loc. Le recomand foarte mult să se miște, să nu stea într-un birou, de exemplu. Continuăm pe scurt și cu 23, poate foarte mulți oameni nu știu să-și calculeze. 23. Cei născuți pe data de 23, greșeala lor majoră, așa cum am spus, este cu fratele sau sora, dacă au. Dacă nu, trebuie să unească cât mai mult, să zic, să rămână uniți cu soția sau soțul. Da. Asta este un lucru. Cei cu 24, am explicat, trebuie să aibă grijă de mama lor și să caute să se mențină într-o relație de dragoste, pentru că adesea au probleme în direcția aceasta, inclusiv femeile, de aceea le recomand să facă copii mai rapid, să-și îmbunătățească cumva calitatea vieții prin, cum să spun, prin a învăța să se lasă un pic dominate de bărbat. Acum nu zic că trebuie să învețe să intre în energia aceasta femeile născute pe 24 a relațiilor. Că vine cu energia 6, adică să învețe să ofere mai mult și ele decât primesc în dragoste adesea. Da. 25, persoane născute pe 25, așa cum am spus, este vorba de copii. Oricine ar fi, fie că sunt bărbați, fie că sunt femei, au venit să aibă grijă de copii și să învețe să aibă grijă de femei. Dacă sunt femei, bărbați. Dacă sunt bărbați, să ajute femeile. Dacă sunt femei pe 25, să ajute sexul opus. 26, 4, să administreze familia cu bani, așa cum am spus, și să rămână uniți cu soțul. Să, exact ca la 25, aceleași. 27, aici trebuie să învețe să își creeze propria lor informație. Cumva aceste persoane născute pe 27 în viața aceasta trebuie să
să zic așa, ca idee, să-și facă propria lor regulă de viață, să nu mai copieze alte tipare, și să nu mai se ducă la tot felul de cursuri, să-și facă un curs bine și să-l studieze foarte bine. Cumva o meserie bună le-aș recomanda, care să găsească o meserie care să le placă și să o urmeze, pentru că aceste persoane adesea se pot duce la foarte multe cursuri și nu se mai identifică. Acumulează multă informație și, să zic, rămân cu ea. Cei născuți pe 28. 28 este o lecție karmică, mai ales pentru femei născute pe data de 28, pe relații. Să învețe să-și păstreze relația, să nu-și mai înșele partenerul și să aibă o relație foarte bună cu sexul opus, viceversa. 29. Să nu mai fie războinici, să învețe să-și coboare energia, femeile să-și coboare energia într-o energie, să zic așa, mai feminină, și să învețe să aibă grijă la toate nivele de, să zic, de mama lor, de tatălor, cumva de implicarea lor în să aibă grijă la tiparele familiale. Cumva aceștia dintre toți sunt extrem de, au cea mai complexă dată de naștere, cei născuți pe 29, deoarece cuprind și numărul 11, cifră maestră, cumva aceștia tot timpul duc un conflict interior și nu știu pe ce cale să o ia, și le recomand întotdeauna să caute mentori care să-i ghideze. Cei născuți pe 30. Pe 30, să învețe să ofere multă dragoste, cifra 3 a împărătesei, să ofere mai mult decât primesc. Asta e cuvântul, și să aibă grijă de copii. Cei născuți pe data de 31 și... Să învețe să rămână în relații stabile, greșeala lor majoră, și să aibă legătură bună cu tatăl lor. E foarte important. Adesea, să zic, cei pe 31 trebuie să întărească, să zic, legătura cu tatăl extrem de bine. Fie că e sex masculin, fie că e sex feminin. Sunt foarte mulți cei care ne urmăresc și care ne adresează mulțumiri pentru emisiune, și eu vă mulțumesc că ne urmăriți și care ne întreabă unde te pot găsi. În primul rând trebuie să fac așa, că tot vorbim acum, un anunț. Am avut un cont pe adamstavarache.ro ca idee. Acum mă puteți găsi pe Instagram cu adamstavarache.ro, deoarece chiar ieri mi-a fost, să zic, spart contul cel mare de Instagram. Așa că mă găsesc pe adamstavarache.ro sau pe Facebook. Poate să-mi scrie lumea dacă vrea să le dau sfaturi. Așadar, pentru toți cei interesați, îi puteți scrie domnului numerolog și el vă va sfătui pentru fiecare cu ce aveți nevoie. Eu vă dau întâlnire în continuare, în câteva minute, cu emisiunea Wow Zodiac, cu un invitat de excepție, un astrolog care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este vorba de doamna astrolog Minerva. Așadar, în câteva minute vă aștept alături de mine la o nouă ediție a emisiunii Wow Zodiac. Până atunci, vreau să-i mulțumesc și eu invitatului meu, domnului numerolog Adam Stavarache, și îl mai invităm și cu altă ocazie. Mulțumim pentru prezență. Mulțumesc foarte mult și mă bucur că am fost alături de voi.